Bună ziua tuturor și bine ați revenit pe canalul meu Luminița Tarot. Voi face oroscopul zilei pentru Zodia Capricorn. Haideți să vedem împreună. Zodia Capricorn, veți primi vești, comunicări, veți avea parte astăzi de comunicări, de răspunsuri, de reînnoit. Veți face un drum în ce privesc aceste vești, în ce privesc aceste comunicări. E posibil să faceți, să vă ocupați de anumite documente burocratice. O femeie tânără, piele albă și părul mai deschis la culoare, va avea un rol important în viața noastră. Că o cunoașteți, că nu o cunoașteți, va avea un rol în aceste noutăți care vor veni spre dumneavoastră. Și văd că sunteți îndrăgostit, văd că vă veți întâlni cu persoana iubită, veți avea o relație de iubire, sentimente, o relație de sentimente reciproce, să spunem așa, o relație de pasiune, o atracție, da? Un interes în ce privește această persoană. Haideți să vedem și îngerii pentru Zodia Capricorn, să ascultați, să oprești mintea și ascultă dulcea noastră asigurare. Să știi că noi vom avea grijă de orice lucru, rămâi într-un mod liniștit și receptiv, fără să te preocupi cum se vor manifesta dorințele tale. O minte și un corp liniștit și silențios ascultă cu mai mare rapiditate și claritate. De această dată noi îți vom face o cerere să ascultați mai mult persoanele din jurul dumneavoastră, să ascultați mai mult ce se întâmplă în jurul dumneavoastră, că veți primi anumite comunicări și pentru a ajunge la această relație de uniune, de iubire, de suflete perechi, e nevoie să ascultați și cerințele celelalte persoane. Mă bucur că m-ați urmărit, eu vă aștept data viitoare, vă doresc o zi cât mai plăcută să aveți, vă îmbrățișez cu drag, pupici, la revedere!